FC Botoșani a câștigat pe teren propriu cu 2-0 în fața Ceahlăului Piatra Neamț. Botoșănenii au început în forță partida, având nevoie doar de 8 minute pentru a deschide scorul prin Attila Hanaghi. În minutul 82, Petre Ivanović a majorat diferența cu un șut din centrul careului. Aceasta este a treia victorie consecutivă pentru elevii lui Leo Grozavu. Pentru Attila Hanaghi, golul de sâmbătă a fost cel cu numărul 3 din returul campionatului, iar în cazul lui Ivanović a fost prima reușită în Liga 1. Antrenorul FC Botoșani s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și este fericit că echipa a acumulat încă 3 puncte importante. Am atins și bariera celor 40, care cred eu că în proporție de 98-99% ne permit să jucăm și la anul în prima ligă. Era unul din obiectivele care îmi doream să-l obțin cât mai rapid. De acum, sigur că în etapele rămase de campionat ne dorim să obținem cât mai multe puncte ca să ne clasăm cât mai bine în campionat. Președintele FC Botoșani, Cornel Schweitzer, consideră că, în mare, FC Botoșani și-a atins obiectivul. O victorie importantă pentru noi, deci înseamnă cu toții să avem un parcurs bun, să legăm 3 victorii. Am ajuns pe poziții care, zic eu, la momentul ăsta chiar o merităm prin jocul prestat, un fotbal ofensiv. Cel mai mult, în momentul în clasament, îmi place cel mai mult că nu văd golaverajul că e pozitiv. FC Botoșani a obținut 3 puncte și acumulează un total de 40 în clasamentul Ligii 1, ocupând locul 8.